însărcinat cu noul iubit cu 12 ani mai tânăre, Elena Băsescu recunoate de ce a divorțat de primul său. Elena Băsescu a infirmat, de mai multe ori, ce între ea și primul său soț, Bogdan Ionescu, ar fi probleme. A infirmat până a ajuns la divorț de tatăl celor doi copii ai săi. Apoi, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu a spus că nu are nicio relație. Asta, până când a fost fotografiat însărcinat cu Cătălin Tomata, un tânăr de 25 de ani, cu 12 ani mai mic decât Eva. Fosta eurodeputată a ajuns la momentul destinuirilor și recunoate motivele pentru care a divorțat. Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să te reiască într-o casă în care mama subliniere și tata nu se mai înțelegeau. E mai bine ce s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru ce experiența este mai puțin traumatizant subliniere și nu au avut foarte mult timp să îi asocieze pe mama subliniere și pe tata împreună. De dragul lor, eu subliniere și Bogdan am decis să ne separăm. Nu am mai putut face compromisuri majore. Nu am vrut să falsific nici ideea de iubire subliniere și nici pe cea de familie pentru ei. Cel mai bine este să fim cinstici pentru copiii noștri, subliniere tri a declarat Elena Băsescu pentru revista Viva.